jobul de seară cu Toader Băun. That sounds amazing. La Europa FM. Suntem în cel mai mare club din România pe frecvențele Europa FM, video pe europafm.ro și pe canalul nostru de YouTube. Alături de Claudia Ieremia, este considerat un simbol al Teatrului Național din Timișoara și pe bună dreptate ne-am bucurat și noi în București de prezența ei în Pescărușul, atunci când pentru acest rol a fost nominalizată la premiile Uniter. Și nu oricum, ci la categoria cea mai bună actriță în rol principal, face minuni și face minuni și în perioada asta și profităm că este Festivalul Național de Teatru și vrem să vedem și cum se simte Claudia Ieremia în această perioadă. Bun venit în club! Bun găsit! Îmi place pauza, e dramatică ca de teatru sau... Nu, nu-mi găsesc cuvintele încă, scuze. Mulțumesc de invitație! Eu nu am lucruri speciale de spus, lucruri care nu s-au mai spus până acum, pentru că suntem artiști și ne e dor de teatru, asta e clar, ne e dor să fim pe scenă, să jucăm. Publicul este partener și a juca fără partener e nasol, ca să zic așa. Când îți lipsește partenerul, nu prea e frumos ce se întâmplă. Și atunci noi jucăm fără partener. La Teatrul Național din Timișoara se joacă în regim de streaming, sala goală, și difuzăm spectacole care se joacă în seara respectivă, deci nu sunt înregistrări. E o situație tristă din punctul meu de vedere, pentru că am trecut prin toate stările. Am mai vorbit cu colegi de-ai mei din țară, colegii de la Timișoara, și e ciudat așa să nu poți să-ți faci meseria. E trist și în același timp te simți cumva inutil și sunt multe, multe stări cu care trebuie să trăiești. Ziceai de Festivalul Național de Teatru. Festivalul Național de Teatru, bine că se întâmplă și în formula asta, pentru că eu personal o iau ca o legătură care se creează între artiști, o legătură care se creează între artiști și public, așa, în sistemul ăsta online care funcționează acum. Eu am putut să privesc spectacole pe care altfel la care n-aș fi avut acces, dar acum am avut acces așa. E adevărat că sunt multe evenimente, este și interferențe de la Cluj și FNT-ul, și adică sunt multe la care nu știi pe care să te împarți. Să te împarți. Mai fugi puțin acolo, te mai uiți un pic acolo, mai dai, nu știu, e o alergătură, așa? E bine că se întâmplă așa, e bine că vedem spectacole de referință pe care, repet, nu le-am... Pe unele le-am prins, pe altele nu, de unele am auzit, pe altele nu... Dar e nevoia aceasta de public, repet, publicul e partener și e așa puțin... de busolant, ca să nu zic mai mult. Da, n-aș înfige ceva într-o rană care înțeleg că este destul de adâncă în perioada asta. Înțeleg că este greu pentru un actor în pandemie, fie că este cunoscut, cum este cazul tău, fie că este unul aflat la început de drum, sentimentele sunt cam la fel. Da, nu contează. E greu pentru toată lumea și chiar astăzi vorbeam cu o colegă de-a mea și vorbeam despre un spectacol și chiar mă gândeam dacă mai pot să-l fac, dacă mai știu să-l fac. Nu știu, ai senzația, uneori eu am senzația că atunci când mă voi întâlni cu publicul, parcă nu mai știi să fac. Să-l fac teatru, nu știu. Mă bântuie și gândul ăsta că mi-am pierdut. E vorba și despre exercițiu, este un exercițiu, actorul trebuie să joace. E un antrenament emoțional, e un antrenament cu partenerul, e un antrenament cu publicul. Nu știu, e necesar. Nu am o soluție, nu am minune în buzunar, dar cred că putem fi și responsabili și putem fi oameni de încredere. Oricum, cei care vin la teatru, fiecare teatru și-a dezvoltat un public fidel, un segment de public fidel care înțelege lucrurile și care vine, știe la ce vine, știe la ce să se aștepte și are încredere și, oricum, publicul e protejat, sunt măști, e distanțarea, deci n-ar fi o,
N-ar fi un act de inconștiență, cred. Bun, e discuția ceva mai complexă în acest moment, pentru că sunt niște măsuri, respectăm și încercăm să fim bine cu toții. Dar e greu pentru noi și cred că și pentru public. Da, cred că pentru cei care iubesc să vadă un spectacol pe viu, să simtă emoția pe care voi o transmiteți de pe scenă, e la fel de dificil și nu se simte la fel din fața unui ecran. Dar îmi spuneai de exercițiu și de uitat. Voi la Teatrul Național din Timișoara tot repetați și tot faceți exerciții. Da, exercițiu. Suntem în pregătire. Acum repetăm un text scris de Radu Iacoban, regia Radu Iacoban. Vom avea premieră, vom ieși în regimul ăsta online de streaming, vom fi în direct cu spectatorii noștri și suntem în pregătiri. Pe de altă parte, transmitem și spectacolele pe care le avem, dar jucate, deci nu înregistrare, jucăm. În 1 decembrie jucăm O scrisoare pierdută și va fi transmis. E o bucurie să jucăm. Să jucăm și să ne întâlnim chiar așa dacă sala nu ne răspunde. Vă răspunde acolo oamenii cu reacții. Da. De altă formă. Apropo de modul în care se transformă teatrul în această perioadă și de cum se desfășoară spectacolele, crezi că va fi modificat modul în care consumăm și trăim teatrul de această pandemie? Eu sunt de modă veche. Eu o să-l trăiesc așa cum l-am trăit și până acum și o să-l consum așa cum l-am consumat și până acum. Mi-e dor și mie să fiu și spectator, nu? Asta e iarăși o ipostază în care aș vrea să mă aflu și pe care o iubesc, să stau să privesc un spectacol de teatru. Nu știu. Eu personal nu sunt inspirată de online. Adică nu, eu, pe mine ecranul ăsta puțin mă sperie. Nu-mi dau seama dacă pot fi creativă în sistemul ăsta, nu-mi dau seama dacă, adică nu mă mână în luptă nimic, un proiect special, cred că e o perioadă de tranziție, dar e o formă care se dezvoltă și pentru cei care se descurcă așa și care dezvoltă forma asta, e foarte bine. Eu sunt pentru diversitate și pentru a crea noi module de exprimare. E o formă de exprimare și câtă vreme e o formă de exprimare, cred că e binevenită. Dar eu nu prea mă descurc. Claudia Eremia, crezi că în perioada asta au descoperit și alți oameni ce înseamnă teatrul? Fie și cu forma asta online? Asta e o întrebare interesantă. Bun. Eu știu. Poate că da, m-aș bucura să fie da, m-aș bucura, dar aș prefera să vină să guste mai întâi teatru în sala de teatru, după care adică mi-ar fi plăcut prima întâlnire să fie cea poate reală. Poate o să fie și mai spectaculoasă întâlnirea într-o sală de teatru. Poate vor veni oameni care au văzut și au zis, ia domnule să vedem ce se întâmplă acolo la teatru, ce fac oamenii aia pe scenă. Profit de tine că ai fost foarte deschisă și mi-ai povestit despre o frică pe care o ai și la care nu m-aș fi gândit că poate să o aibă un actor. Teama de a uita cum e să fii pe scenă cu publicul în față, de a uita cum e să joci. Ce alte frici ai mai avut de învins în această perioadă? Păi am avut sentimentul ăsta de inutilitate la un moment dat. Că am descoperit cât de mult înseamnă, Doamne, sun așa cumva, dar e adevărat și nu mi-e jenă să o spun, am descoperit cât de mult înseamnă teatru pentru mine, cât de mult face parte teatru din viața mea, din identitatea mea și m-am speriat așa un pic, am spus, stai puțin, eu am o viață, am o familie, de ce tânjesc atât de mult după teatru? După care am înțeles că din moment ce faci lucrul ăsta cu pasiune și atât de dedicat, e normal să consume atât din tine și e normal să-i simți lipsa asta acută. După care am zis, ei, da, se poate trăi și fără teatru, uite că nimeni n-are nevoie de noi, uite, a venit supărarea aia așa pe lume. Care era o prostie, oricum, dar a fost. Na, eu am trecut prin mai multe stări, prin tot felul de frici.
de aia și nu mi-e rușine să vă spun despre ele, pentru că până la urmă fac parte din ceea ce sunt eu și din ceea ce sunt eu ca om, ca artist, ca ce o fi pe lumea asta. Și acum, ca să încheiem într-un mesaj optimist, în ce stadiu te afli? Mă aflu în stadiu de emoții, așa, înainte de premieră și mă bucur că se întâmplă asta la Teatrul Național și mă bucur că m-am întâlnit cu Radu Iacoban și mă bucur că sunt cu colegii mei și lucrăm și avem așa speranță că lucrurile se vor îndrepta. Nu vreau să fiu pesimistă, sunt un om pozitiv și sper să putem trece foarte repede peste momentul ăsta și să ne întoarcem cu sete, cu bucurie și cu toleranță și cu îngăduință mai mare și cu duioșie spre artiști, spre muzicieni, spre actori, spre toată lumea care face meseria asta, meseriile astea, sau ce or fi ele, artă. Zicem artă. Claudia Ieremia, mulțumesc din suflet pentru că am fost împreună la Europa FM. Mulțumesc, să ne vedem sănătoși.